Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și vă prezint resursa educațională deschisă, înălțimea conului circular drept. Corpul geometric obținut prin rotația completă a unei suprafețe triunghiulare, mărginite de un triunghi dreptunghic, în jurul uneia din catetele sale, se numește con circular drept. Înălțimea conului circular drept este segmentul de dreaptă care unește vârful conului circular drept cu centrul cercului de la baza conului. În cazul nostru este segmentul AB. Deci AB este înălțimea, BC este generatoarea și AC este raza. Pentru a stabili o relație între acestea, vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul BAC. Deci, în triunghiul BAC, unghiul A este de 90 de grade și atunci rezultă din teorema lui Pitagora că BC pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat. BC este generatoarea la pătrat, este egală cu înălțimea la pătrat plus raza la pătrat. La problemele cu con vom mai avea nevoie și de formulele pentru lungimea cercului de rază R, care este egală cu 2πR, și area cercului de rază R, care este egală cu πR pătrat. Aveți o imagine de la petrecerea aniversară a lui Constantin. Cei doi frați, Constantin și Elena, și-au procurat câte un coif pentru această petrecere. Coiful lui Constantin are generatoarea de 24 cm și area cercului de la baza conului este de 200,96 cm². Coiful Elenei are generatoarea de 21 cm și lungimea cercului de la baza conului este de 43,96 cm. Constantin este cu 9 cm mai scund decât Elena. Calculați diferența de înălțime dintre cei doi frați după ce își pun coifurile. Determinăm înălțimea coifului lui Constantin. Știm că generatoarea este egală cu 24 cm. Area cercului de la bază este egală cu 200,96 cm² și este egală cu πR pătrat. Deci pătratul razei este egal cu 200,96 împărțit la 3,14 și egal cu 64. Rezultă că R va fi egal cu 8 cm. Știm că pătratul generatoarei este suma dintre pătratul razei și pătratul înălțimii, deci înălțimea la pătrat este generatoarea la pătrat minus R pătrat. Rezultă că înălțimea la pătrat este egală cu 24 la pătrat minus 8 la pătrat, aplicăm diferența de pătrate, 24 minus 8 înmulțit cu 24 plus 8, deci pătratul înălțimii este egal cu 16 ori 32 pe care o să-l scriem ca 16 ori 2, deci înălțimea coifului lui Constantin este egală cu 16 radical din 2 cm. Pentru a determina înălțimea coifului Elenei, pornim de la mărimea generatoarei, deci generatoarea este egală cu 21 cm, lungimea cercului de la bază este egală cu 43,96 cm și pe de altă parte este egală cu 2πR, deci de aici va rezulta că R este egal cu 43,96 împărțit la 2pi, adică la 2 ori 3,14, deci este egală cu 7 cm. Pătratul înălțimii este egal cu
pătratul generatoarei minus pătratul razei, adică 21 la pătrat minus 7 la pătrat, aplic din nou diferența de pătrate. Deci pătratul înălțimii este 14, 28 pe care îl scriu ca 14 ori 2, înseamnă că înălțimea coifului Elenei este 14 radical din 2 cm. Elena era mai înaltă cu 9 cm decât Constantin, dar pentru că coiful lui Constantin este mai înalt decât coiful Elenei cu 16 radical din 2 minus 14 radical din 2, adică cu 2 radical din 2 centimetri, înseamnă că Elena va fi mai înaltă decât Constantin când au coifurile, bineînțeles, cu 9 minus 2 radical din 2 centimetri. Am vrea să aproximăm puțin această distanță. Radical din 2 radical din 2 mai poate fi scris ca radical din 8, care poate fi aproximat cu radical din 9, adică cu 3. Și atunci diferența de înălțime poate fi aproximată cu 9 minus 3, adică cu 6 cm. Deci atunci când poartă coifurile, Elena va fi mai înaltă decât Constantin cu aproximativ 6 cm. Pentru a exersa, vă propun următoarea aplicație. Secțiunea axială a unui con circular drept este un triunghi dreptunghic cu ipotenuza egală cu 18 cm. La primul punct, determinați lungimea razei conului circular drept. La punctul B, determinați lungimea înălțimii conului circular drept. Și la ultimul punct, determinați lungimea generatoarei conului circular drept. Atât pentru azi, la bună vedere!